La tradiționalul târg de la Poie, care începe astăzi, anul acesta nu vor fi la vânzare animale. La 3 km și jumătate de pui, în satul Livadia, a fost un focar de pestă porcină, așa că acum târgurile cu animale sunt interzise. Totuși, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, localnicii vin la târgul, care este una dintre cele mai vestite adunări a comercianților din zonă, iar localnicii, până și cei din Valea Jiului, dar și din alte județe, vin să își iau unelte, haine, încălțări și să guste puiul târgului, un fel de șirac din bucăți colorate de turtă dulce. Singurii care vor lipsi sunt vânzătorii de animale. Târgul de toamnă, la fel ca și cel de primăvară, din data de 1 mai, sunt evenimente cu o tradiție foarte veche la pui, comuna fiind renumită în Țara Hațegului și nu numai pentru aceste două manifestări anuale.